Bună ziua! Suntem Bianca și Cornelia și la început de săptămână revenim în fața dumneavoastră să vă dăm un nou telefon, al șaselea telefon. Da, am intrat că am distrat ce-i drept Cornelia. Da, tu ai, ai filmat un pic cu Alex Mihai ceva, un mic clipuleț, bineînțeles că am fost și eu acolo. Să-mi spun punctul de vedere, e cam obosit Alex astăzi și nu știu din ce cartier vine, că v-am spus eu dumneavoastră că el are câte o iubită în fiecare cartier și mi-a zis că a avut apă caldă. În concluzie nu era prin sectorul 3, nici prin sectorul 2, cred că pe undeva prin 6 a fost. Nu mai zic nimic, n-ai voie să vorbești, Mihai. Da. În obor, tu ai avut apă caldă? Da, eu am avut fără probleme. Eu am robinet de la robinet. Adică nu vine este la... conectat la... Îl bagi în priză. Deci eu am scăpat de probleme. Am înțeles. Dacă Cornelia, trebuie să începi săptămâna în forță. Am și un banc despre asta. Zice așa. Era părintele cu copilul. Și era vorba despre viața din București. Și spune... Tată, să nu mai bei apă la temperatura camerei, că o să răcești. E, în concluzie, mai sunt care nu au apă caldă astăzi, dar eu nu mă aflu printre ei. Asta e bine, nu știu, pentru mine a fost o mare problemă. Locuiesc în sectorul 3 și a fost acea avarie pe București, în principal. Cred că doar puține locuri au fost salvate, cum ar fi locul tău, locul în care s-a dus Alex, nu știu la ce fată. Acum, dacă a fost prin Bucurobor pe la tine sau prin altă parte, nu știm. Cert este că este foarte obosit astăzi și prin felul în care arată, ne-a determinat să fim extrem de zâmbitoare, să fim foarte vesele și am venit în fața dumneavoastră așa cu un vibe pozitiv și extrem de bine dispuse. Ne completăm unii pe ceilalți, de fapt. Când unii sunt triști, alții sunt veseli, unii energici. Alții mai leneși. Așa, noi suntem harnici. Am venit aici de la primele ore să vorbim cu dumneavoastră, să vă oferim telefonul. Sunt foarte multe persoane care s-au înscris de data aceasta și le mulțumesc foarte mult că au marșat pe provocarea noastră de săptămâna trecută. Îmi place de Bibi, arată așa ca o școlăriță astăzi cu două codițe. A început școala, Cornelia, școala online, dar vor să fiu în ritm cu susținătorii mei care sunt momentan la școală. Da, e adevărat că a început școala online. L-am avut și eu pe nepoțelul meu la ore, de aceea am întârziat un pic pentru că trebuie să-l mai ajut. Este foarte complicat cu acest sistem de învățământ și mai venim și noi cu câteva informații în plus cei care avem grijă de copii. Dumneavoastră cum vă descurcați dacă aveți acasă copii sau persoane care studiază online? Să ne spuneți și nouă. Dar până atunci, ce ai făcut în weekend, Bibi? Am fost la coafor. Mi-am făcut curățenie în casă, fiindcă era cam dezastru, având în vedere că Mona încă este la mine. N-am avut ce să o trimit acasă și cu trenul nu prea mă îndur, dar o să vedem cum rezolvăm. Însă mai vreau să mai țin la mine, că aș vrea să mai duc la doctor, să o duc la analize, să vrem dacă e tot ok. Și după, am început o nouă emisiune, am început să mă uit la o nouă emisiune, la care nu m-am uitat până acum și de care pot să zic că m-am îndrăgostit, și anume Survivor. Sunt mare, mare fan. Mă bucur că știi că eu de fiecare dată îți povesteam cu edițiile anterioare de Survivor și de Exatlon și spuneam, uite, este o emisiune super, unde oamenii chiar sunt puși în fața unor provocări supreme. Cu cine, nici nu vreau să te întreb cu cine ții, pentru că sunt sigură că începe cu J. Eu am avut încredere în Jador și după cum s-a văzut, nu am ținut degeaba cu el. Eu am știut. Are spiritul în el, spiritul competitiv, are ambiție, are forță, are tot ce îi trebuie pentru competiție. Însă v-am să zic că eu oricum țin cu cine câștigă. Mă bucur indiferent că este Jador, că este Culiță, sau că este cineva de la Războinici, sau Amna, sau oricine altcineva. Eu țin cu cine este mai bun până la urmă și le doresc tuturor. Eu sunt impresionată de curajul fetelor.
bărbații ca bărbații, că ei oricum sunt obișnuiți, dar noi femeile. Cum a reușit Alexandra Stan și Amna sau Simona Hapciuc? Am rămas impresionată dintre fete, da, de Simona Hapciuc. Nu m-am așteptat. A venit cu extensii de gene, cu silicoane și totuși este printre cele mai bune. Da, mi-a plăcut, mai ales aseară pe traseu, a fost extraordinar de bună și din experiența pe care o am eu pentru astfel de concursuri și astfel de show-uri, sunt sigură că ea va sta mult în competiție dacă nu se va accidenta. Știi că Simona Hapciuc are un prieten aici la noi în redacție? Pe cine? Un prieten comun. Nu cel care râde. Care râde zâmbește în spate. Cine crezi că este prieten foarte, păi, bun, nu știu, cu Simona? Dan stă cu fața și Mihai stă cu spatele. Mm-hmm. Opa, Penelopa. Da. Mihai, cine ar putea să fie? Cine ar putea să fie decât Mihai Alex? Mihai îl susține pe Simona. Bun, și îl susțin pe Jador și pe Culiță. A, dar și de ce îi susțin? Că am văzut cât de buni sunt. Extraordinar de buni, nu, nimeni bun. Nu se aștepta. Se așteptau să fie mai puși pe reality show, să se focuseze, exact, pe lucrurile, exact, astea, să vorbească, să vină cu bună dispoziție, să cânte, dar pe traseu nu erau considerați a fi foarte buni. Ei, uite că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea, da, din târ și chiar Culiță este neînvinsă în competiție. Îmi place foarte mult. Cred că Culiță, pe lângă Jador, este cel care îmi place mai mult. De ce? Îmi place foarte mult cât de liniștit este. Și faptul că vrea să împace și echipa războinicilor. Adică el nu este atât de competitiv. El își vede de drumul lui și atât. În schimb, Jador bagă râcă și face tot felul de nebunii pe acolo. Oricum, trebuie să vă uitați. Dacă nu ați început să vă uitați, trebuie să vă uitați. Vă spune un om care nu prea preferă sporturile. Eu vreau să vă ce spun și oamenii. Prea, prea pe care trebuie să o vedeți. Mihai, nu mai comenta pe acolo. E foarte adevărat. Și astăzi, de la ora 17:30, începem sezonul de ștafeta mixtă și vom discuta despre Survivor România aici cu colegul meu, Alex Nedelcu. Vreau să fiți alături de noi. Vom avea și imagini de acolo, din Republica Dominicană. Eu sunt de partea faimoșilor în competiție ca de fiecare dată, dar să știi că mi-au plăcut și de la războinici câteva persoane. Mi-a plăcut Roxana foarte, da, mult. Da, și mie mi-a plăcut Roxana. Deși apropo cam de fete, și da, ieri nu i-au ieșit jocurile, înseamnă că este mai bună la probele pe apă. Pe apă, așa m-am gândit și eu, că știe să pe apă. Da, am mai văzut, sunt și alții pe acolo, pe la războinici, gen Jador, sau cel puțin încearcă să-i facă față. Cel pe care Alin, l-am dat aseară, Sorin. Și Sorin și Alin Sălăgean. Da, Alin, și știu că mai era băiatul ăla, Buturuga Mică, cum da, zic. Alin. Alin, da, așa. Buturuga Mică, așa o să-l botez, în Buturuga Mică în competiție. Da, am râs. Au de toate în show-ul ăsta. De toate. Au de toate și vreau să le mulțumim și noi celor de acasă că au urmărit în număr foarte mare Survivor România, atât sâmbătă și duminică. Canal D a fost lider de audiență. Nu am putut să nu-mi pun și eu acolo pe story locul 1 și acest lucru se datorează dumneavoastră, celor care urmăriți. Oricum, sezonul ăsta va fi foarte tare. Să știi că am văzut aseară și am rămas impresionată că două clipuri au ajuns deja în trending, pe locul 2 și 3. Avem două, da? Clipuri deja. Da. Sunt, uite. Ia spune. Am văzut eu aseară, din întâmplare am dat. Uite. Așa. Avem așa. Jador i-a demoralizat pe războinici, 609 ok. Da. În doar două zile. Pe YouTube Wow News, da? Și pe Survivor România, da. Uite, pe Survivor România sunt foarte multe accesări pe marginea acestei competiții. Uite, 2 și 4, ăsta a ajuns pe 4, cu 444.000. Sunt în trending, da? Da. Acele filmulețe, clipuri din Survivor România, pe Survivor România, pe YouTube, sunt deja în top. Să sperăm că vor fi numai pe locul 1 de acum înainte. De acum începe competiția, pentru că vor muri de foame.
foame, vor fi așa probele din ce în ce mai grele, nervii vor fi întinși la maxim. De altfel am văzut și un promo cu Zani, care avea ceva de spus la adresa Alexandra Stan. Dar și Jadora de Alexandra Stan. Dar o înțeleg, că se vede că e finuță, e o fetiță, așa e ginga. Tot cu două codițe, așa ca tine. Da. Da, chiar m-am gândit azi la ea când m-am făcut codițele, că știu că și are. Bine, ea și am văzut că și le pune jos așa, da? Da, ea ne mărturisa mie și lui Alex Nedelcu înainte de a pleca în competiție și am prezentat aici în exclusivitate la wowbiz.ro la ștafeta mixtă un interviu în care spunea că special și-a făcut această coafiură pentru Survivor și s-a atuns. Că este foarte greu să te speli acolo, nu ai șampon, nu ai de niciunele. Și voia să meargă pe aceste două codițe care au ajutat-o în competiție în prima zi. Da, într-adevăr, am văzut că și-a prins părul și văzusem pe Roxana. Am văzut că are părul roșcat și țin minte că la începutul competiției am venit cu aceeași culoare. Pe la parcurs, da, la o săptămână, două, deja mi se decolora părul. Și cred că o să îi se ducă și ei culoarea. Nu știu cât o să rezi. E frumoasă acum că e la început, dar după, nu știu. Vedem. Eu le urez succes și sper să dea tot ce e mai bun. Baftă multă tuturor în competiție. Sunt ferm convinsă că va fi un sezon foarte interesant și vor fi foarte multe surprize, pentru că și pe parcurs mai intră tot felul de persoane. Cum a fost Iancu sezonul trecut, foarte bun în competiție și el. Măi, dar Culiță parcă e altfel. Iancu era Iancu Tancu, așa se duce, așa îi spuneau toți. Era mai puțin lucid la finalizare. Mi se pare fratele lui Culiță altfel. Foarte, nu l-am urmărit pe Iancu pentru că eram la emisiune atunci. Însă chiar am vorbit aseară cu Iancu și l-am trăit, zic, măi, că l-am felicitat pentru Culiță și mi-am zis și tu erai la fel de bun și l-a zis că nu. Bine, eu știu că el e modest, nu m-am uitat, dar știu că era foarte bun atunci, că toată lumea spunea că Iancu este foarte bun. În schimb, mi se pare, nu știu cum era Iancu, repet, dar Culiță mi se pare calculat. Cred că e pentru început e foarte bine. Eu sper să se mențină așa. Știi ce au în comun? Au același caracter frumos. Da. Amândoi au dat dovadă de foarte multă loialitate față de echipe. L-am văzut acum pe Culiță, el fiind cel care a făcut acoperișul de două ori și pe urmă s-a supărat și s-a culcat, da, după declarațiile și, lui. Și am văzut că și îl temperează pe Jador din când în când, mai stai liniștit. Se înțelege și cu echipa cealaltă. Da, lasă că încinge spiritele Moroșanu. Dar așa se întâmplă. Vreau să întreb și pe fetele de acasă și fetele, doamnele care ne simpatizează pe noi foarte mult și domnii care intră aici și vreau să le mulțumesc. Ce părere au despre Survivor România? Vreau să pup pe toată lumea, pe Daniela Balaj, vreau să o salut și să o pup, pe Cătălina Grecu, pe Marioara Adam, pe Popa Gabriela, Olga Novac, Mihaela Badea, Flori Florentina, Emma, Ica Mocan, Mioara Cojocaru, vă pupăm, doamna Silvia Losada Arias, să le mulțumim și pentru prezența număr mare și la emisiunea noastră, cea dedicată zodiilor. Foarte mulți oameni l-au plăcut pe Marius extrem de mult, adică li s-a părut o altfel de persoană decât cea din competiție. Este într-adevăr destul de schimbat și datorită acestui fapt l-am invitat și miercuri la emisiunea noastră Bărbați versus Femei, doar că vrem să-l invităm alături de cineva, însă da? Așteptăm astăzi, astăzi primesc confirmarea. Și mâine o să vă anunț pe Instagram cu cine o să filmăm miercuri. Să fie, sper eu, incendiar. O surpriză poate extrem de plăcută. Deocamdată cei care vă urmăresc pe voi, pe tine și pe Alex Mihai la emisiunea
femei versus bărbați, au deja primul invitat și un invitat care cu siguranță va fi și mai spumos la voi acolo, va spune de toate. Îl vei determina tu să zică tot ce s-a întâmplat în casă. Azi noapte mi-au venit multe idei. Mie noaptea vin cele mai multe idei. Mihai, o să vorbim după, să spun ideile mele. Să mai schimbăm așa puțin. Sperăm să vă placă. Dar până atunci... Până atunci știți că noi vă oferim câte un telefon în fiecare săptămână. Acest S20 va aparține dumneavoastră, celor care v-ați înscris la concurs. Am spus de foarte multe ori că pentru a câștiga un astfel de smartphone trebuie să citești Wowbiz și, bineînțeles, că citind acest site foarte, foarte bun, primești și un premiu pe măsură. Intrați pe www.wowbiz.ro, citiți cu atenție cele 5 materiale marcate cu Wow. La finalul fiecărui articol în parte veți vedea că se va deschide o căsuță cu o întrebare referitoare la text. Lăsați răspunsul corect și datele personale, automat apoi vă înscrieți la acest concurs care a început în decembrie și se va termina pe 24 ianuarie. Crezi că s-au înscris mulți oameni astăzi? Chiar nu știu, dar eu să știu că i-am anunțat de fiecare dată când am făcut live pe Instagram, pe YouTube, i-am anunțat de concursul nostru, fiindcă eu îmi doresc să, poate sunt puțin egoistă, dar îmi doresc să ofer un telefon unei bibișoare. Da? Da. Știi vreau că a ajuns la o bibișoară într-una dintre ediții? Mai vreau, măcar una. Și eu îmi doresc ca persoanele care mă urmăresc pe mine pe Instagram, pe Cornelia_IonescuStar, să câștige un premiu, fiindcă și eu am promovat foarte mult acest concurs. Oricum sunt multe persoane care sunt din partea ta venite acolo, deci au șanse foarte multe să câștige un telefon frumos cu care să-și facă poze, să-și facă filme în această perioadă mai dificilă. Ce poți să faci decât să te recreezi așa, stând și urmărind Facebook, Instagram, emisiunile noastre și să ne vadă așa cum trebuie, de pe un telefon foarte bun, nu? Și să vă faceți, da, să știi că pe live-ul meu foarte multe persoane se plâng că nu se vede bine, că nu se aude bine. E, dacă o să câștigați un astfel de telefon, credeți-mă că o să audă și o să vadă bine, că telefonul meu e bun, se vede și se aude bine. Și eu îmi doresc să ajungă la unul dintre voi. Doamne ajută dacă v-ați înscris, dar eu cred că v-ați înscris. Sper că peste 5.000, sper. Cum? Eu am auzit că am depășit numărul de 5.000, data trecută am avut 6.000 și da. 200 de persoane. Da. Am zis, doamne, să ajungem la 8.000 da. Și tu spuneai, ce 8.000, Cornelia? Să ajungem la 10.000? Eu vreau 10.000, dar nu știu. Da. E, nu se știe, sunt ferm convinsă că vor fi mulți oameni care ne-au ascultat și s-au înscris la concurs. Eu am înțeles că sunt peste 12.000 de oameni care s-au înscris. Da? Nu cred. Da, așa că vom... Nu cred! 12.740 de oameni care s-au înscris. Păi de acum zic în fiecare zi pe live. Intru în fiecare seară, măcar 5 minute intru pe live și când se strâng mulți, le spun și după aia gata, să văd ce se întâmplă. Înseamnă că m-a ascultat Cornelia. Măi, dar te-au ascultat. Uite ce oameni drăguți. Și s-au uitat aici la noi de fiecare dată. Sunt oameni care vorbesc așa despre Survivor aici la noi. Să știi. I-am pornit. Și ador Culiță, sunt bun, doamna Samira Dumitrescu. Ce ziceți de o finală? Și ador Culiță, Lucica Grigoraș. Ce-ar fi? Uite, o doamnă îmi spune că Iancu era mai puțin calm decât Culiță. Vă mulțumim, doamna Emma Davidov. Sunt foarte, foarte multe persoane care ne scriu aici de Survivor România. Marioara Adam, Jador și Culiță, cei mai buni. Lenuța Marinescu, frații Sterp, foarte educați. Doamna Raluca, vă dorim și noi o săptămână foarte frumoasă. Maria Damoc, îmi place Jador, Culiță și Roxana de la Războinici.
Moldovan, Virginia, vă pupăm tare, tare. La fel și pe Cristina, Elena, Valentina Guță, uite, spune Moroșanu, atacă dacă este nevoie. M-a urmărit pe mine, ce-am spus. Ai văzut ce arunca pe acolo? Da. S-a enervat, dar nu știe să piardă. Nu știe să piardă, nu? Nu mai putea de nervi și de ciudă. Îl înțeleg. Așa făcea și în Casa Puterea Dragostei, când pierdea? Da. Ei știu stilul... Se minte, mi-a plăcut foarte tare. Poți să limiți un tare. Pic că ești foarte simpatică, așa când... Nu, dar el are stilul ăla, că nu mai vorbește. Ai văzut că a zis și ăla... Cine? A zis cineva? Nu, a zis prezentatorul. Jador, n-ai mai vorbit deloc. De când ai pierdut, n-ai mai vorbit. El așa stă. Supărat, așa. Și nu zice nimic. Pentru că el în momentul ăla gândește. Se gândește de ce, doamne, de ce au stat așa lucrurile, de ce nu ne-au ieșit. Să facă mai mult faza când el stătea pe jos și a venit Sorin la el să-l ia oarecum, să-l întrebe ce se întâmplă, toată lumea striga, nu, că te bate. Nu, n-ar fi făcut niciodată Jador așa ceva. Din potriva, ai văzut că l-a luat în brațe și l-a felicitat. Și mi-a plăcut momentul, adică pentru el competiție e competiție și atât. Da. Mie asta mi se pare. El nu... Oarecum nu depășește, nu are ură sau ciudă pe persoanele de lângă el. El e competitiv și atât. Hai, da. Al meu și asta e al meu. Vorba vine al meu. Din partea mea. Dar mai știi că l-am avut aici, înainte să plece, l-am avut de două ori aici la noi în studio. L-am avut la emisiunea cu Zodiile, când a venit el de fapt să te salute pe tine și am zis, cum? El nu era invitat, să știți, dar nu puteam să-l lăsăm să tragă așa pe lângă noi și să nu vină să facă senzație în emisiunea aceea cu Zodiile. A fost mortal. Da. Și oricum, apoi... Oricum când o să vină, o să-l întrebăm de toate și o să aflăm noi multe, fiindcă el spune, să știi. Da. Eu, să sper să vină după când se termină finala, da? Să fie până în finală acolo. Eu am început anul cu Jador aici pe canapea, a vorbit, a fost foarte sincer. M-am uitat la interviu. Ultimul interviu înainte de Republica Dominicană, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult felul în care a vorbit despre toată lumea. Parcă voia să se împace cu toate fetele din viața lui atunci. Am văzut că și acum a reamintit de fosta lui iubită. Știu cât de mult suferă, pentru că și mie îmi spunea. Și îmi pare rău pentru el. E o persoană neînțeleasă, dar nici nu înțelege la rândul lui. Doar că poate își găsește. Da, n-ai văzut că îi place câte o fată. Îi place, două... Crezi că îi place Simona? Da, așa simt. Da? Da. Simona Hapciuc? Uh-huh. Aha, e genul lui? Nu știu dacă neapărat dacă e genul lui, dar simt eu că de ea îi place. Da? Da. Dacă spune Bibi, l-am simțit. Altfel stau lucrurile. Da, uite, la simțit. Te omoară într-adevăr... Valentina Aguțu, așa, citesc regulat Wowbiz.ro, mulțumesc celor care s-au gândit la cititori, mie îmi dezvoltă competențe de cititor activ și să fiu atentă la detalii. Așa este, chiar dacă nu câștigați telefonul, dar sunteți oricum niște persoane câștigate pentru că aflați informații foarte interesante despre tot ce se întâmplă în România și nu numai, și despre show-urile noastre, despre Survivor, despre Puterea Dragostei, despre Bravo I Steal, despre tot ce se întâmplă în showbiz, dar și pe partea asta socială, pentru că s-a mers și pe coronavirus, și pe vaccin, și pe crime, Doamne ferește, s-au întâmplat multe lucruri în România. Vreau să citiți în continuare wowbiz.ro, fiindcă merită, chiar merită să citiți acest site, are de toate. Care a fost ultimul material scris despre tine? Cred că ultima dată, oricum sunt multe, chiar ieri văzusem... De când semnasem eu contractul, am văzut un articol și până și eu am intrat să văd ce era, că nu mai știam ce era. Și pe acela l-am văzut. Dar ultima dată acum, cred că a fost despre chestia asta, cum că mi-ar plăcea mie de cineva. Cred că asta am văzut.
seama că nu am dat detalii și nici nu am de când să dau niciun alt detaliu decât se știe deja. Voiam să spun ceva. Voiam să spun despre videoclip pe care l-am filmat eu cu Jador. A fost special filmat din timp pentru a fi putea... apărea că acum, în perioada în care el este plecat, pentru că și-a pregătit multe, multe, multe hituri pe care o să le lanseze cei care se ocupă de el. Da. Da. Și videoclipul o să fie foarte interesant pentru că e cu poveste, nu e în slow motion un clip scurt cu nimic interesant, nu. E cu poveste, cu tot ce trebuie. Eu abia aștept să apară. Da? Când se preconizează? Nu mi s-a spus, pentru că are foarte multe piese. Are piese scrise din luni întregi. Piesa asta e scrisă de poate chiar octombrie, noiembrie, de foarte mult timp. Însă acum, pe 16, o să se lanseze piesa lui Nicola Sax, în care am apărut eu. Și m-am gândit, poate o să-l chemăm și pe Nicola, să ne spună și el, este și ziua lui. Da? Când este? Cred că pe 17 sau 18? 17, 18, păi îl invităm aici, să vină alături de noi, să-l sărbătorim. Da, așa sărbătorim noi pe toată lumea la Wowbiz. M-aș bucura pentru că e un băiat e drăgălaș așa, e ca un copil. Și mie îmi plac foarte mult piesele lui, iar piesa aceasta ce urmează, mi se potrivea la un moment dat, acum nu se mai potrivește. E foarte interesantă, să știi. Se numește Te aștept acasă. Da. Mm-hmm. Ce frumos, e bine că nu ți se mai potrivește. Nu mi se mai potrivește. E perfect. E perfect. Dar sunt sigură că piesa este foarte frumoasă. Da. Clipul foarte interesant. Așa că dumneavoastră, în momentul în care va apărea melodia, trebuie să și o ajutați să fie pe primul loc în trending, așa cum o faceți de fiecare dată. Sunteți alături de colega mea în toate proiectele ei și alături de, și de noi aici la Wowbiz. Și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Dăm telefonul? Sau mai vorbim cu oamenii puțin? Uite, îți dau ție cuvântul să mai saluți tu pe oamenii de acasă. Citesc cu drag în toată ziua. Doamna Valentina, mulțumim tare mult. Vă pupăm. Și să știi că mă bucur foarte mult, Cornelia, că unii oameni au ajuns să te cunoască prin prisma mea, pentru că urmărindu-mă pe mine, te-au văzut și pe tine, te-au văzut ce om minunat ești. Și... mă bucur mult că te-am cunoscut și pe tine și pe băieți. Eu pe Mihai mai puțin. Și eu îți mulțumesc ție, pentru că uite așa îți găsești niște persoane dragi cu care să îți petreci ziua, să vorbești la telefon niște lucruri pe care poate uneori le-ai fi ținut în tine și de o parte și de cealaltă. Să știi că sentimentul este reciproc. Și ți-am mai zis și cu alte ocazii și chiar în discuțiile noastre private. Din păcate, în weekendul ăsta noi promisesem să ne întâlnim, să mergem la o terasă, dar cum a fost așa de frig, nu mai putem să mai mergem nicăieri. Nu prea am avut timp, dar nu este timpul pierdut. Cornelia. Da. Am zis că plecăm într-o vacanță. Eu asta îmi doresc, luna Cornelia. Asta trebuie să nu plecăm. Nu mă duci pe mine la suc, la... Nu. Dacă vrei, mergem la munte, la... Da. Păi... Du-mă departe dacă mă duci, nu tot în București, că m-am săturat. Gata. Deci m-am săptămâna plictisit. Asta o, va trebui să mă duc... Tu chiar, acum trebuie să pleci la munte. Da, voi pleca la munte săptămâna aceasta, alături de cei din familia mea. Dar, pe urmă, trebuie să programăm că trece luna. Și trebuie să fim și cu familia de aici, nu? Da. Trebuie să plecăm și cu familia de aici, de la Wow. Bine, doar noi două. Doar noi două. Păi fără băieți. Nu, doar să ne ducă până acolo. Dacă nu avem cu ce să ne ducem, măcar să ne ajute cu transportul. De fapt, da, ai dreptate. Lăsat că o să-l întrebe pe Mihai dacă poate să ne ducă cu mașină. Da, și pe urmă poate să se întoarcă în cartiere, nu? În cartierul... Da, dacă îi luăm și lui o cameră separat. Da, hai, poate. Poate îi luăm și lui. Dacă se comportă frumos, poate îl luăm cu noi, nu? Da. O să-l luăm, dar să ne ducă numai. Da, da. Și numai să ne ducă. Și să se așeze într-o cameră acolo, degeaba...
De prima dată, așa, poate doar să ne ducă. Dacă nu, vă cerem dumneavoastră ajutorul. Cine poate să ne ducă și pe noi până la munte? Că niciuna n-avem carnet. Deci asta e marea noastră problemă. De-aia o să-l folosim pe Mihai. Dar Cornelia, eu joi am prima oră de condus. Înseamnă că în martie deja plecăm cu mașina la munte, nu? Păi ar trebui să dau examenul, dar nu știu exact. Poate prin vară reușesc să am și eu permisul și mașina cu tot, nu știu. Vedem. Bun, până atunci apelăm la Mihai. Da. Sau la cine dorește să ne ajute și pe noi să nu mergem cu trenul. Sau mergem și cu trenul. De ce nu? Eu merg și cu trenul. Cum și eu. Da? Prefer să merg cu trenul. Perfect. De foarte multe ori. Așa facem. E prea mare aglomerația în trafic. Așa facem. Eu sunt de acord. Gata, plecăm voi cu trenul. Voi ne susțineți să mergem în vacanță? Da. Facem vloguri, dacă nu, dacă n-are cine să ne filmeze pentru emisiune. Da, ne descurcăm, ne descurcăm. Da. Cine știe cine ne ajută pe noi să facem tot felul de lucruri pe acolo prin vacanță. Răduț, Mirela, vă pupăm, Moldovan, Virginia, la fel, Mihaela, Celere, Trocan, Oprica, Emilia, Petrescu. Hai... Sunt de multe persoane că nu vine să dau telefonul. Tot aș mai vrea să mai fim aici și să le răspundem oamenilor de acasă, dar trebuie să dăm și telefonul. Să vedem cine va fi din această săptămână. Bibi, ține-l tu că tu ai mai mult noroc și data viitoare avem 15.000 de oameni. Ia să vedem cine este norocosul din această săptămână, cine va câștiga un S20, numărul de persoane 12.740. Ei, să facem un pic de galerie. Gata, ia să vedem cine este câștigătorul. 10.448. Ia să vedem cine este la 10.448. Cu 5 cifre mai vreau. Da, și mie îmi place așa să fie cu 5 cifre. Știi că e și performanța noastră până la urmă. Da, hai că poate câștig. No, 10, nu cred așa ceva. Opa, 10.000. Dar nu-i Bogdan Mocan. Nu. 10.448. Tomoyoga. Domnul sau Tomoyoga. Tomoyoga. Domnul sau doamna Tomoyaga. Uite, s-a înscris de mai multe ori. Așa cum spuneam eu de fiecare dată, există posibilitatea să câștigi un telefon dacă citești 5 materiale pe zi, de 7 ori pe săptămână. Sunt mai multe șanse de a te înscrie la concurs și de a câștiga. 10.448 este numărul Tomoyaga. Felicitări! Felicitări! Și am văzut domnul sau doamna Chișa, am văzut cât de mult în continuare s-a înscris. Încurajăm și pentru săptămâna viitoare, pentru că mai avem încă două săptămâni. Da, mai avem încă două telefoane săptămâni de dat, așa că nu vă pierde speranța, toți cei care ați jucat, aveți o mare șansă și săptămâna viitoare. Poate și câștigătorul de astăzi, Tomoyaga, a fost dezamăgit cu altă ocazie, dar a insistat și uite că a reușit să câștige. Vă felicit din tot sufletul și poate ne trimiteți și nouă un semn și mie și Biancăi pe adresele noastre de Instagram, așa că vă bucurați de un dar primit din partea Wowbiz.ro și oferit de noi, bineînțeles. Hai să mai vedem dacă avem o rezervă. Ca de fiecare dată noi aici încercăm să mai avem încă o variantă în cazul în care răspunsurile nu sunt corecte sau datele nu sunt exacte. Cealaltă persoană extrasă de noi va intra în calculele de a primi telefonul. Ia să vedem cine este rezerva. 12.263. 12.263, să vedem mai pe finalul mai
12.000, mai sus, mai sus. Nu. Mai jos. Mai jos puțin. 12.000. 263. 12.263. Uite, este domnul sau doamna Chișe. Felicitări. În cazul în care domnul sau doamna Tomoioagă nu intră în posesia telefonului din anumite motive, nu este un răspuns corect, nu a lăsat cum trebuie toate datele personale și nu s-a înscris cum trebuie la concurs, atunci automat domnul sau doamna Chișe va intra în posesia telefonului. Deocamdată prima șansă o are domnul sau doamna Tomoioagă. Dar avem și rezerva a domnul sau doamna Chișe. Spune doamna Mihaela că de fiecare dată când se alege câștigătorul are emoții. Serios? Îmi pare rău și că noi. Nu a fost dânsa. Poate de data viitoare aveți mai multe șanse să câștigați un telefon. Tu ai câștigat vreodată un premiu așa? Te-ai înscris la un concurs? Nu prea m-am înscris, dar eu știu că dacă nu te înscrii, nu ai șanse. Da. Știi că eu îți povesteam în urmă cu ceva vreme că eu m-am înscris la un concurs și am câștigat o anumită sumă de bani și mi-am cumpărat cizme și pantalone bazați. Cel mai norocos în lucrurile astea este Cristi. De multe ori a câștigat, chiar acum ceva timp a câștigat la pariuri sportive, cred, în jur de 100 și ceva de milioane, 145 de milioane în bani vechi. Nu noi. Și am rămas așa impresionată, fiindcă noi nu prea suntem norocoși, bine, noi nici nu prea participăm, ce-i drept. Dacă nu participi, n-ai cum să câștigi. Da. Măcar încerci. Și am mai câștigat de mai multe ori. Îi trimiteau de multe ori prin fan curier. Am mai primit ghiozdane, tot felul de... Uite, el se înscrie, Cristian. Pentru că se înscrie, îi plac. Bine, la pariurile sportive trebuie să cunoști foarte bine fenomenul fotbalistic în special. Și, uite, știe, se descurcă, urmărește meciurile, știe pe cine să parieze, pe cine nu. Păi să-l felicităm mâine pe Cristian, că este așa de bun. Nu se poate înscrie la concursul cu telefonul, că cine știe dacă n-ar fi intrat și în posesia telefonului. Da. Le oferim oamenilor și oricum noi suntem mulțumiți, sau cel puțin eu sunt mulțumită, mai ales în caz de sunt ibișori, de ce nu? Da, ce mai face Cristi, apropo? Am vorbit cu el chiar zilele trecute, îl certam, pentru că este într-o perioadă mai agitată. Mi se pare normal, având în vedere că de sărbători nu a fost acasă și ți-am zis că a și plâns atunci de dorul nostru. Îl înțeleg într-un fel, știu cum e, dar asta e competiția, pe la urmă. Da. A luat reziste. În calcul totul. Trebuie să reziste și atacurilor din casă. Am văzut că sunt foarte multe discuții în care ești tu implicată, Bibi. Da. Nu o să mai intri în direct să-ți mai spui punctul de vedere. Da, nu știu dacă o să mă suni, o să explic și eu, pentru că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le lămuresc. Mai ales că am înțeles că unii oameni ar fi deranjați de faptul că eu îmi dau cu părerea sau că nu las anumiți concurenți. Când vin aici la Totul despre puterea dragostei, la emisiunea ta, nu îi las să-și dea cu părerea. Eu nu cred că am deranjat pe nimeni sau nu cred că am fost subiectivă. Chiar am și spus că nu trebuie să le împic pe Cristi în discuțiile noastre, fiindcă este fratele meu și este normal. Dar când au venit concurenții, cred că i-am lăsat să vorbească și să-și dea cu părere de X, de Y... Da, adică mie mi se până la urmă noi aici facem o emisiune Totul despre puterea dragostei, în care trebuie să aflăm ce s-a întâmplat în casă și din punctul de vedere al invitaților. Și apropo de lucrul acesta, de la ora 16 vreau să fiți aici pe Wowbiz. Vom avea o emisiune foarte interesantă. Sper, Mona este invitata noastră, dar nu numai Mona.
E o mare surpriză. Va veni cu noul iubit, așa cum mi-a promis mie data trecută, că va veni însoțită de noul iubit. Și noul iubit este un concurent de la Puterea Dragostei din sezonul 3. Așa că de la ora 16 vreau să rămâneți aici pe Wowbiz să aflați toate informațiile despre acest show și despre această relație la care nimeni nu se aștepta. Deci s-au cunoscut după emisiune, s-au cuplat după emisiune. Da. Și știi care este lucrul cel mai interesant? Ea a venit aici la un moment dat și povestea despre un anumit bărbat, tot de la Puterea Dragostei, căruia îi spunea Bombonel. A zis, măi, nu pot să spun numele lui, nu am o relație serioasă și vreau să îi spun Bombonel. Uh-huh. Ei bine, iubitul ei nu este acel Bombonel. Și, în schimb, este tot din sezonul 3, e un concurent din sezonul 3 de la Puterea Dragostei. Nu știu despre cine este vorba, dar o să fiu atentă. Chiar curioasă. Oare cu cine s-a cuplat Mona? Veți vedea și dumneavoastră de la ora 16 într-o ediție exclusivă numai pentru dumneavoastră aici la Wowbiz și de la ora 17.30 vă aștept alături de colegul meu Alex Nedelcu să vorbim despre Survivor România. Vom avea mai multe ediții de ștafeta mixtă pe săptămână, așa cum Survivorul este de 5 ori pe săptămână și noi vom fi prezenți aici de mai multe ori pe săptămână să vorbim despre acest show fenomen în România. Un show pe care îl urmăriți miercuri, joi și vineri de la orele 20 la Canal D, 22 la Canal D și sâmbăta și duminica de la orele 20. Deocamdată noi am încercat doar să vă introducem așa în atmosfera de acolo, povestind câte ceva despre concurenții pe care îi cunoaștem din spatele ecranului, nu? Da, sunt câțiva concurenți și știu că vor urmează să vină chiar una dintre fetele din sezonul 3, care am înțeles că are o poveste de viață destul de tristă și o să o invităm să ne povestească despre ce este vorba. Da. Adică aflăm totuși și de la Puterea Dragostei și despre Survivor. În curând veți afla toate secretele, doar aici la noi, la Wowbiz. Vă mulțumim mult pentru că astăzi ați fost în număr mare alături de noi. Gata pentru astăzi, dar nu uitați. Intrați pe wowbiz.ro, accesați materialele marcate cu wow, citiți-le până la final și de aici ia legătura Bibi. Citiți materialele, răspundeți la întrebarea pe care aveți la finalul materialului, dar numai după ce ați citit foarte bine ca să știți răspunsul corect, apoi automat sunteți înscriși dacă vă adăugați datele personale. De maxim 5 ori pe, nu, da, sunt 5 materiale pe zi, 7 zile din 7. Așa că aveți mari șanse ca săptămâna viitoare de la orele 14 să primiți un nou telefon. Atât a fost pentru astăzi prima intervenție din această săptămână, pentru că săptămâna numai aici la Wowbiz cu noi o începeți de fiecare dată. Urmează și alte lucruri interesante astăzi, dar pentru cei care te iubesc pe tine, trebuia să fie așa un început, cum spuneam. Un început. Da, ne vedem de miercuri. De miercuri la emisiunea noastră Bărbați versus Femei și vineri la emisiunea noastră despre Zodii la ora 17.30. Da, deocamdată atât a fost pentru această oră. Vă pupăm și sper să ne revedem la orele 16, dar și la 17.30. La revedere!